Săptămâna aceasta am stat 2 zile, aproape 3 zile în spital. Am stat 48 de ore, eu și legat de un aparat de chimioterapie. Și am văzut că în toate lucrurile acestea Dumnezeu este Cel care te întărește. Înainte să se întâmple toate lucrurile acestea, am avut un vis. Au fost 3 vise, una după alta, și unul din vise mi-arăta că eram mușcat de un șarpe și la un moment dat am strigat înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, Tu ești singurul care mă poți scăpa din toată situația aceasta. Și îmi zice acolo o voce în visul acesta, credința lui Pavel. Și mi-am dat seama când Domnul, când Cuvântul lui Dumnezeu vorbea despre nepârca aceea care l-a mușcat pe Pavel. Și tot timpul în chimioterapia aceasta, în 48 de ore, m-am gândit la ceea ce Dumnezeu mi-a zis. Am stat în picioare, am mers. Altădată eram căzut la pământ. Mă luau pe brațe de acolo. De data aceasta am venit singur. Și m-am simțit, n-am avut nimic. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu, cu câteva zile înainte să-mi spună medicul că va trebui să începem din nou o serie, a venit și mi-a vorbit din nou prin prorocul de care v-am spus eu, că mi-a vorbit cu 8 luni înainte că voi merge, că voi ajunge printr-o mare problemă și mare încercare. Și mi-a zis cu o zi înainte, eu nici nu știam că voi începe, ce verdict vor da medicii. Și îmi zice: nu te teme, că te voi trimite în locul în care te voi trimite, te voi trimite între cei morți, ca să le arăți că există o cale de mântuire. Alții vor primi, alții nu vor primi. Și în momentul acela când am ajuns acolo și m-am așezat pe scaun, am pus acolo pe scaunul acela de chimioterapie, când știam că urmează din nou acel oxiplatin pe care eu îl cunosc și eu îți dă durere în mână infernale. Am zis: Doamne, Dumnezeule, nu pot să cred că din nou. Dar am știut și am zis: Doamne, eu știu că nu sunt aici, că sunt bolnav. Și m-ai adus în sala aceasta că aici nu poate intra oricine. Trebuie să fii ca și ei. Și atunci, în momentul acela, mi-am dat seama și am zis: Doamne, care e scopul vizitei mele aici? M-am dus în sală, vă spun, m-au internat. Am dat de un bătrân, nu era acela. Am știut că nu este acela. L-am văzut, l-am simțit, am știut că nu e omul pentru care am venit. M-am dus în sală, erau mai mulți acolo, în partea dreaptă, și am știut că nu sunt aceia. La un moment dat, am avut să mă pun în spate și am zis medicului: nu vreau în spate, că sunt la geam și din cauza că e curent de aer și e rece, durerile se amplifică foarte mult în mână. Și am zis: vreau să stau la ușă, în partea asta, că e mai cald. Și nici nu vreau singur, că am zis că aici, măcar să le vorbesc celor care sunt aici, dar am știut că nu sunt aceștia. În timp ce eram acolo, am început chimioterapia și în gândurile mele și în toată problema mea, la un moment dat intră un domn așa înalt pe ușă, un om prezentabil, am văzut că era în afara acelei și am spus: acesta este. La un moment dat l-am văzut, s-a așezat chiar în fața mea. A luat loc acolo și am început să-l sune diferiți oameni, vorbea la telefon, era destul de implicat în situația din afară. L-am văzut după vorbire, îți dai seama de un om. După cum vorbește, după dicție, îți dai seama că era în meseria lui, era ceva. La un moment dat mi-am dat seama că era undeva un manager, ceva într-o multinațională, că nu mi-a zis. Și am început să-i vorbesc, cumva am intrat cu el în discuție, prin problema care o am. Și la un moment dat am început să-i explic și să-i vorbesc despre Dumnezeu. A trebuit, de multe ori, nu trebuie să vorbim lucruri complicate. I-am spus doar despre ce am trăit eu aici, în biserica aceasta. Cum am venit eu, cum am întâlnit eu cu Dumnezeu în 2015, cum mi-a vorbit Domnul pe nume. Prin ce am trecut, cum mi-a vorbit Domnul înainte să se întâmple toată problema asta prin care trec. Cum a fost Domnul de fiecare dată lângă mine, cum mi-a vorbit Domnul, i-am explicat toate lucrurile. Și la un moment dat acest om, după ce i-am zis, l-am văzut așa că era în gândirea lui și a lăsat la un moment dat și telefonul jos, a început să se deschidă față de mine să-mi spună că are cancer din stomac până în esofag sus.
cancerul se extinsese în el și zicea, nu mai trag nicio nădejde că voi trăi. Lucrul pe care nu-l vorbea cu nimeni, era închis în el. Și mi-a zis, nu mai trag nicio nădejde că voi trăi. Trebuie o reconstrucție totală, o chimioterapie aceasta nu face față, nu face nimic. Și atunci, în momentul acela, așa am simțit și am zis, așa mi-a pus Duhul Sfânt să-i spun, uneori Dumnezeu alege oameni puternici ca să-i treacă prin probleme, prin durere și ca să-i smerească, să-i aducă acolo unde Dumnezeu și să-i vadă pe Dumnezeu. I-am format altfel cuvintele, acum nu pot să le formulez, nu știu că Dumnezeu a vorbit atunci. Am văzut așa în ochii lui, parcă am văzut lacrimi în ochii lui și la un moment dat când am plecat și m-am ridicat de acolo. S-a ridicat și el odată cu mine. M-a uitat în sus, a uitat la ochii mei. A dat mâna, a întins mâna către mine, a dat mâna cu mine și mi-a strâns mâna. Și mi-am dat seama că un om l-a primit pe Dumnezeu. Mi-am dat seama că un om l-a primit pe Dumnezeu. Am plecat din chimioterapie de acolo, din sala aceea, că urma să fac... Asta a fost prima parte și urma după aia să intru pe aparate 48 de ore. Și m-am dus în sala unde eram acolo și atunci mi-am dat seama și m-am gândit, Doamne, în toate slăbiciunile mele, puterea Ta se face desăvârșită. Căci nu mi-era nici rău. Mi-a scris tatăl meu și am zis, mi-am trimis o poză, zice, te arăți bine. Nu mi-era nici rău, nu mi-era nici... Așteptam să-mi fie rău, dar nu mi-era. Am plecat, vă spun, a venit sora mea și m-a luat de atâtea ore cât am stat în spitalul ăla. M-a luat sora mea, m-a oprit cu ea la o cafea, mă simțeam bine. Și am zis, Doamne, nu pot să cred. Nu pot să cred. Dacă cineva ar fi zis, nu cred așa ceva. Și așa a fost. Vreau să ne ridicăm în picioare și să-i spunem lui Dumnezeu în dimineața aceasta, Doamne, fie voia Ta în viețile noastre. Nu vreau să îndrăznim prea mult. Vreau doar să-i spunem, Doamne, fie voia Ta, dacă Domnul are în dreptul nostru voia Lui să ne vindece, ne vindecă. Dar El știe dacă suntem pregătiți să fim vindecați. Este și asta, este lucrul acesta mai important. Dacă suntem pregătiți să fim vindecați. Că dacă suntem vindecați, să nu mergem iară prin alte lucruri. De aceea, Doamne, fie voia Ta în viața noastră și ai milă de cei bolnavi. Amin. Amin.